Of, ce plictisitoare sunt jucăriile astea! Vreau să fac ceva distractiv! Oh, hei! Alea sunt papituri! Alege unul! Pe care? Nu vreau să mă joc cu papituri! Ești greu de mulțumit! Trebuie să găsim ceva! Știu! Ce zici de... tuburi extensibile? Oh, dă-le încoace! Ce mult se întind! Wow! Ha, mai vreau! Oh, ce lung e! Unde a dispărut? De ce nu le încerci pe astea? Cu paie? Dar... fii atentă! Mai întâi tai partea de sus, apoi pe cea de jos. Poftim! Mini tuburi extensibile! Wow! Ia-le! Mă simt uriașă! Ce mult se extinde! Ce distractiv e! Da, chiar e! Mai iau unul! Hai, mai am puțin! Poftim, scumpa mea, niște cacao cu lapte! Nu, mersi, tată, am asta! Ah, dar bine, nu mai contează! Ah, da, te-am prins! Uite ce am găsit, vrei să ne jucăm? Serios? Sunt ocupată, tată! Ok, concentrează-te! Vrei să dăm câteva pase? Tată, sunt concentrat aici! Sigur, scuze, scumpa mea! Ce s-a întâmplat? E ok, nu-i bai! Tasta W? Care e? Nu, de ce am pățit așa ceva? Ce-ai pățit? Lasă-mă să văd ce și cum. Ah, deci asta e problema. Ce faci acolo? Tată? Ăsta e momentul meu de glorie. Wow! Dă-te la o parte! Mă ocup eu! Folosește un stilou 3D pentru tastele decolorate. Acoperă tastele cu lipici de sus în jos. După ce primul strat s-a întărit, desenează litera cu alb. Ce scris frumos! E ca nouă! N-arată prea rău! Ia să vedem! Ah, mă simt ca în vremurile bune! Wow, te pricep, tată! Oh, ce foame mie! Da, și mie! Vrei să comandăm ceva? Da! E gol! Wow, ce livrare rapidă! Ce facem? Știu, uite! Ok, cât de greu poate fi? A funcționat! Acum avem bani! Fix asta ne trebuia! Dă-l încoace! Era să uit! Poftim! Abia aștept! Wow! Ia uite ce bine arată! Ce de ursuleț gumoați! Pune-i aici! Sunt delicioși! Cât crezi că mi-ncapă în gură? Ce tot faci acolo? Oprește-te! Mănâncă doar câte unul! Nu fi grețos! Ce plictisitor! Bine! Stai puțin, am o idee mai bună! Împarte ursuleții gumați în mai multe boluri, apoi topește-i! Toarnă lichidul într-un pahar, așteaptă să se întărească, apoi toarnă altă culoare. Repetă procedura până s-au terminat toate culorile. Geleu în culorile curcubeului? Da, hai să-l gustăm! Mersi! Încep eu! Ce tare e! Super, trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Nu intra în panică, dar... ce e? Cine mi-a umblat la bani? Cine a fost? Putem să-ți explicăm, dar nu vrei să guși niște geleu mai întâi? Micul dejun e gata! Hei, mama! Ah, bună dimineața, scumpule! O să-ți pregătesc un bol cu cerealele tale preferate. Conțin tot ce ai nevoie ca să crești mare. Să nu uiți de lapte. Poftă bună! Cereale? Iu! Oare de ce mă mai chinui? Ce altceva avem de mâncare? Ah, un bol cu fructe sănătoase! Perfect! Poftim! Serios? Ciocolată? Dă-o încoace! Mănâncă fructele astea!
fructe sunt grețoase. Prefer ciocolata. Și șterge-te pe față. Vierm cu mați. Cum ai? De unde? Nu mai contează, dă-i încoace. Bine. O să-i arunc la gunoi. Fac tot posibilul. Ce sale? Mi-a venit o idee. Umple o tavă de silicon cu piure de fructe. Fă combinații, mere și căpșuni, de exemplu. Când e forma plină, bagă niște bețe de înghețată în fiecare compartiment. Bagă-le la congelator pentru a se întări. Scoate-le din forma inițială și pune-le într-una mai mare. Toarnă lapte peste înghețatele obținute până le acoperi complet. Bagă-le la loc la congelator. Acoperă înghețatele pe băț cu ciocolată topită. Apoi adaugă bomboane colorate și așa ai obținut o înghețată sănătoasă și nutritivă. Dacă nu mănânci cereale și nici fructe, atunci mănâncă înghețată. Serios? Ce tare! E cel mai bun mic dejun din lume! Ce bune sunt, mama! Ba a mea! Ai nebunit! Husa mea arată mai bine! Ba a mea! Nu! A mea! Aha, ba a mea! A mea, a mea, a mea, a mea! Hei, ce faceți? Trebuie să mă așez în altă bancă. Ok, hai să-mi scot rechizitele. Vă certați în continuare? Uite cum arată! E simpatică! Nu e adevărat! Asta e mai frumoasă! Rock! Telefonul meu e prea simplu! Ok, mi-a venit o idee. Am nevoie doar de niște vopsea și de husa asta. Umple o secțiune din papet cu vopsea. Fix așa! Apoi, folosește culori diferite în fiecare secțiune. După ce ai terminat, bagă-ți telefonul în husă. Așteaptă să se usuce vopseaua și dă jos husa. Wow, a funcționat perfect! Fiți atenți! Wow, ce de culori! Transformă-mi și mie telefonul, te rog! Nu, transformă-l pe-al meu! Îți voi face temele! Pe bune! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ce tare! Fără tabletă înainte de culcare! Nu e corect! Hihi, mama nu o să mă găsească niciodată aici! Face la fel în fiecare seară! Mamă! Dă-o încoace! Credeam că o să funcționeze! Acum ce mai face? Alex? M-am săturat! Fii cu minte! Nu putem negocia? Nu, dăm toate tabletele. Și restul? Mamă! Poftim! Toate? Serios? Ok. Trebuie neapărat să mă mut singur. Mama îmi strică mereu distracția. Ce faci acolo? Să nu uit de asta. Câte tablete ai mai exact? Îmi place tehnologia. Acum treci la culcare. S-o creadă ea. Sunt mereu cu un pas înainte. Oh, am o idee. O să o lipesc de spatele scaunului. Ups, se întoarce mama. Comportă-te normal, nu bănuiește nimic. Ce faci aici? Oh, ia uite, n-am vrut să te deranjez. Îmi place canalul ăsta de YouTube. E plin de idei interesante. Trebuie să fac pipi. Mă țineam de ceva timp. Ce bine e. Ce distractiv e. Se stropește tot. Ups, am ratat toaleta. Wow, am nimerit tavanul. Pac, pac. Fără mâini. Nu trebuia să fi băut a doua sticlă de suc. O să o ajute mama și o să ud plantele. Bea de aici, micuțule. Fix la țintă. E super! Am terminat! O să trag apa! Să nu uit să mă spăl pe mâini!
Sau nu? Alex, ce faci acolo? Spală-te pe mâini. Gata, sunt curat. Bravo. Oh, nu! Ce s-a întâmplat aici? Spune-mi că aia e apă, te rog. Alex, tu ai făcut asta? Da, am fost la baie. Oh, e numai vina mea. Poate există o soluție. Oh, trebuie să fac puțin shopping. Fix de asta am nevoie. Wow, ce rapid a ajuns comanda. Wow, ce e asta? E toaleta ta specială. Ah, corect, super. Ia să o testez. Nu mă uit. Wow. Am terminat, mami. Bravo, te-ai descurcat perfect. La 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 a. Oh, bună. Mă simt atât de plin de energie. Hai, prieteni, bine ați revenit la emisiunea noastră. Am primit acest clip de la unul dintre fanii noștri, Alex. Sunt un elev obișnuit, dar când trebuie să-mi fac temele, am o problemă. Nu găsesc nimic. Mickey, am nevoie de ajutor. E prea mult. Vai de mine, ce tragic! Dar nu-i vai, Alex, o să te impresionăm garantat. E timpul pentru o transformare. Hai să mergem. Cioc, cioc! Wow! Mickey, ce mult mă bucur să te văd. Mereu mi se spune asta. Au, mă doare. Nu, e adevărat. Ok, prieteni, hai să analizăm mai atent ce problemă are Alex. Wow, ce dezastru! Ai creioane împrăștiate peste tot. N-am mai văzut niciodată așa o dezordine. Cum poți lucra în condițiile astea? E greu. Ai și rechizite stricate aici. O să fac ordine mai târziu. Ce? Noi facem treabă imediat! Wow, mama sigur o să se supere pe mine! Nu avem nevoie de chestiile astea plictisitoare! Ești gata pentru o transformare, Alex? Știu exact ce-ți trebuie! Pune-ți astea la urechi! Fii atent! Dați drumul clipului! Fii gata de decolare cu acest avionaș genial! Rechizitele tale vor fi demne de un zbor la clasa 1! E simpatic, e ingenios și ai tot ce-ți trebuie la îndemână. Avionașul ăsta te ajută să simți că plutești cu super designul lui. Wow! Interesant, nu-i așa? Hai să-l testăm. Acum ai cel mai nou și mai sigur model de foarfecă. Și în față ai o riglă pliabilă. Ce o să mai inventeze oare? Și marginile astea ascund ascuțitoarea. Lama de înaltă precizie ascute perfect fiecare creion. Wow! M-am emoționat! Iar aici avem o radieră! Te ajută să elimini orice greșeală de pe pagini. Uite ce bine șterge! Wow! Nu-mi vine să cred! Dar n-am terminat! Conține și un capsator de ultimă generație! Poftim! Ah, Mickey! Nu știam că asta crezi despre mine! Am scris ceva la nimereală! Ok, ridică-te în picioare! Trebuie să facem ceva și cu ținuta asta! A, știu! Așa mai bine acasă! Wow, super! Arăți bine, Alex! Oh, da! Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine! Ne vedem data viitoare, prieteni! Bună, Popușico! El e cățelul meu! Am o idee! O să fie secretul nostru! Dispar de aici! Asta e genul meu de jucărie! Pac, ia de aici! Ha, ce lovitură! Ha, o să trag cu zmeura asta! O să fie genial! Oh, uite-o cum zboară! Oh, atac cu fructe! Aoleu! Oh! Sigur a durut! Cine a făcut asta? Nu știu! Te învăț eu minte! Ce înspăimântător ești! M-am săturat! Ce bună e! Mai ai din astea? Sigur! E delicioasă! Ok, hai să-ți arăt cum se fac! E o suzetă specială cu găuri! Bagă o zmeură înăuntru
apoi stoarci-o. E foarte ușor și delicios. Mmm, îți dau sucul și chipsurile astea dacă mi le dai pe toate. Nu. Ah, ce rea ești. Hai mai bine să bem ceaiul împreună. Eu? Wow! Ce zi genială! Mi-am adus și cățelul. Îl cheamă Grivei. Nu te grăbi, scumpa mea. Așa. Apasă pe manetă. Oh, am reușit. Uite, tati. Oh, nu, trebuie să plec. Mă întorc imediat. Mai vreau să încerc o dată, tati. Ce de culori! Ce distractiv e! Câte forme diferite face. M-aș putea juca așa toată ziua. Oh, încă o dată. Wow! E uimitor! Tati, uite! Tati? Unde a plecat? Nu-mi place deloc. Eram sigură că casa asta e bântuită. Ce-a fost asta? Cine e acolo? Lasă-mă în pace, tati știe karate. Sper. Mor de frică. Vreau să ies, vreau să ies. Deschide ușa. Bine, atunci o să dărâm. Au, au. Deci așa o să mor? Nu pot să o las să facă asta. O ușă încuiată versus fetița mea scumpă? Ce să fac? Stai așa. Trebuie să găsesc o soluție. Nu pot încuia ușa. Oh, știu. O să folosesc elasticul ăsta de cauciuc. Nu mai am nevoie de ăștia. O să prind elasticul de cauciuc de încuietoare și pe partea cealaltă a ușii. Așa încuietoarea nu o să se mai închidă. Ah, sunt genial. E o idee bună, nu-i așa? Oh, n-ai plecat încă? Uite! Oh, ce e? Fii atentă! Vezi? Ușa nu se mai încuie automat. Wow, ce idee bună, tati! Bravo! Nu durează mult, scumpo! Pa, tati! Pa, Miki! Sunt cât se poate de fericită cu plastilina mea. Ce se aude? Nu-mi place deloc. Vreau să plec. Tati, așteaptă-mă și pe mine. Nu mă poți prinde. Na-na. Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave. Ah, ce plimbare interminabilă. Sper să-mi găsesc ușor cheile azi. Oh, nu! Pe care dintre noi o să-l apuce? Nu pe mine! Nu vreau, te rog! Astea nu-s cheile. Oh, nu! Nu am unde să mă ascund! Un biscuit? Super! Stai, vino mai încoace! Ce naib... Ia să vedem! S-a terminat! Nu mai avem scăpare! Te iubesc! În sfârșit! Casă, dulce casă! Nu intră! Au! Hai odată! Sigur am cheia corectă pe aici, pe undeva! Ce e asta? Mâncare pentru țărani? Gusturile mele rafinate sunt mult prea evoluate pentru așa ceva! Hei! Salut, frate! Ah, vino încoace! Am nevoie de un pix! Bună! Ce vrei să-ți aduc? Nu știu, ceva cu gust bun? Am înțeles! Îți plac dulciurile? Nu prea, nu. Ok, am înțeles, am înțeles. Vrei o porție mai mare? Da! Nu chiar. Vreau ceva mai substanțial. Am destui bani, vezi? Gata, am înțeles. Ce zici de asta? E mai delicioasă decât pare, crede-mă. E cumva o farsă proastă? Serios? E comestibilă. Serios? Mulțumesc! Asta conține cumva praf acrișor? Ce gustare special am primit? Fix ce-mi doream. Deja îmi lasă gura apă. Măgâdilă! E încântătoare! Acum o să o înmoi aici. Încetişor! Ce moale e! Acum o să fie și mai bună! Ia să vedem!
Mmm, ce bună e! Ce limbă udă! Parcă aș conduce printr-o spălătorie auto. Mmm! Oh, s-a terminat deja? Capul meu! Am terminat-o! Hei, mai ai cumva una? Ia toți banii! Apare a fi o afacere bună! Voila! Acadele în formă de toaletă pentru o săptămână întreagă! Poftim! Wow! Mulțumesc foarte mult! Nu, eu îți mulțumesc! Wow! Ce s-a încins atmosfera! O, da! Era și timpul să vină și o fată la sala asta! Wow! Ce? Ha? O fată? Ce voiam să fac? Nu minței! Wow! Ok, e timpul să fac niște mișcare! Cu ce să încep? Ce grea e! Sigur ar vrea să iasă în oraș cu mine! Am început să mă încălzesc! Chiar și când transpiră e adorabilă! Uite-o cum strălucește! Wow, ce tare îmi bate inima! Ajunge! 1, 2... Acum face sărituri! Ce multe sărituri! Ce ritm are! Acum mi-am pus sângele în mișcare! Fiți atenți la mine, băieți! Jake e foarte sigur pe el! Dacă spui tu, frate... Vrei să vezi cum ridic greutăți? Ceva miroase ciudat! Nu cred! Vai de mine! Ce miros intens de transpirație! Aoleu! Nu e bine deloc! Am uitat să mă dau cu deodorant de dimineață! Dar hei, mai bine mai târziu decât niciodată! Gata? Hai să scăpăm de mirosul ăsta urât! Ce ud e! Și cam înțeapă! Nu! Cred că s-a terminat! Aoleu! Mai conține ceva? Vai de mine! Eram sigură că nu s-a terminat! Am nevoie de cât mai mult deodorant! Ești bine? Am terminat cu ăsta! Stai să te ajut! Ești bine? Ești bine? M-ai speriat puțin! Uite! Sper că miroase mai bine! Vrei să mă ajut să fac flutări? Dar să nu mai leșin de data asta! Cineva și-a uitat deodorantul aici? Ceea ce e super, pentru că am mare nevoie de așa ceva! Poftim, v-am făcut paste. Preferatele voastre. Te simți bine, mamă? Arată delicios! Și să nu uităm de sos. Arată delicios, mami. Da, merge. Wow! Hei, sunt chiar bune. Mă bucur că vă plac. Și așa nu mai am niciun vas de spălat. Ce pufos ești. Bună! Hai să vedem cum te simți. Spune a-a-a. Nu! Hai, fă gura mare. Lăsați-mă în pace, nu vreau. Ok, vrei să vezi un truc magic? Wow! Te-am prins. Funcționează de fiecare dată. M-ați păcălit. Da. Bun, trebuie să-ți ascult plămânii. Nu-mi place. Te poți opri? Ce distractiv e. Domnul Cute e în regulă. Ați ratat. Trebuie să vă mișcați mai rapid. Bun, nu te mișca. E perfect. Poftim? Sună bine, nu-i așa? Dă-o încoace.
10 ani de facultate de medicină și uite ce am ajuns să fac. Stai puțin! Mi-a venit o idee! O să lipesc fluturele astea de stetoscop. Acum nu mai pare așa înspăimântător. Hei, uite! Un fluturaș! Wow, ce drăguț e! Cred că o să aterizeze pe tine! Sună perfect! Nu mă pot mișca! L-am nimerit! Ah, urechile mele! Ups, poate ăsta o să vă ajute? Nu, nu, e în regulă. Trebuie să găsesc un doctor. Ok, Puștoaico, e timpul să mergi la școală. Ia-ți rucsacul. Mersi, tati. Am nevoie de încălțăminte. Corect, am uitat. Sigur, stai să-ți aduc. Poftim. Mă gândi la... Ok, încearcă să nu te mai miști. Ce amuzant ești, tati. Mă lași să fac asta? Scuze. Gata, direct la școală, ok? Ok, pa, tati. Pa. Ce greu a fost. O să-mi închid puțin ochii. Tati, trezește-te! Mi-e foame! Ok, stai puțin! Poftim, scumpa mea! Asta-i tot, da? Acum mă pot relaxa! Ce mai e? Nu e corect, tati! Ce-ai pățit? Plouă! O să mă ud! Nu-i bai! Folosește umbrela asta! Mersi! Pa! Sper să nu se mai întoarcă. Wow, ce furtună! Nu mai ies niciodată afară din casă. Oh, nu! Mi s-a stricat umbrela. Nu, nu, e în regulă, scumpa mea. Dar... ce aproape am fost. Vreau și eu puțin timp pentru mine. Voiam să joc golf. Stai așa. Perdeaua asta de duș. Mi-a venit o idee genială. Împăturește o perdea de duș până obții un triunghi. Taie vârful triunghiului. Pune două bucăți de perdea de duș una peste alta. Folosește hârtie de copt și o placă de păr pentru a lipi bucățile una de alta. Asigură-te că nu rămân goluri. Wow, tati! Ce poncio frumos! Arată super! Acum pot să ies afară! Da, sunt genial! Ce tare! Nu m-am mutat deloc! Oh, a ieșit soarele! Dar voiam să mai stau cu asta pe mine! Oh da, la la la... Ce noi... Uite, sunt o artistă talentată! Uite ce interesant! Nu e interesant deloc! Cariocile se țin așa! Serios? Da? Vrei să încerci? Ok, pare ușor! Hai! Ce distractiv e! Așa? Nu! Hai să-ți mai arăt o dată! Ține carioca așa, între degete! Ah, am înțeles! Bun, e rândul tău! E greu! Are noroc că o iubesc! Așa e bine? Aproape! Ok, mai încearcă o dată. Ține mâna așa. Și acum îndoaie degetele astea. Așa. Se simte ciudat. Mi-e frică, tati. Așa. Mă las pe gubaș. Am reușit, tati. Ia stai așa. Am nevoie de elasticul ăsta de păr. E fix ce ne trebuie. O să-ți pun elasticul peste degete. Apoi o să trec carioca prin el. Perfect. Încearcă acum. Ce să desenez? Știu! Nu te uita, tati! Am terminat! Deschide ochii! Uite! Noi suntem! Ce desen frumos! Bravo, scumpa mea! Am nevoie de o cafea tare! Ah! Tu de unde ai apărut? Neața, tati! Bună! Vreau micul dejun! Ok, ți-l fac imediat! Lapte! Ce distractiv e! Se mișcă înainte și înapoi!
Poftim! Nu cred că ar trebui să mai faci asta. Ia niște cereale și nu mai faci asta. Nu te mai balansa așa în scaun. Poți să cazi. Hai, mănâncă micul dejun. Ți-am turnat laptele. Arată delicios. Termină tot. Mersi, tati. Ce adorabilă e. Ce mult îmi plac cerealele. Și ce mult îmi place să mă balansez. Ce ai spus? Nimic, tati. Nu ai voie să faci așa cu scaunul. Oprește-te. Nu, e prea mult. Uite ce mizerie ai făcut. Ups, gata cu prostiile. Mereu fac curățenie după tine. Unde a dispărut? Era fix aici. Hei, stai puțin. Bună, tati. Trebuie să fac cumva să se oprească. Stai. Cârligele astea mi-au dat o idee. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. O să lipesc niște scoci dublu adeziv de picioarele scaunului. Apoi o să lipesc de scoci ventuza asta. Apoi o să întorc scaunul la loc. Mănâncă-ți cerealele. De ce nu se mai mișcă scaunul? N-ai nicio șansă. Bine, o să mănânc cerealele. Urăsc cafeaua. Am făcut în sfârșit curățenie. Hei, mama! Oh, suc! Ce bun e! De la ce ai urmele alea pe față? Ce urme? Nu-i mare lucru. Stai așa, o să-ți pun în plasture. N-o să te doară deloc. Mamă, oprește-te. Serios, mamă? Știu. Pune un plasture pe o suprafață orizontală. Desenează ceva pe el. Fă un desen cât mai atractiv. Apoi colorează-l. Ce bufnițe simpatice. Mai am puțin. Gata cu plasturii plictisitori. Wow! Ce bine arată! O să mi-i lipesc pe față. Da, sunt super. Cum arăt? Wow, ce interesant sunt! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Sunt pregătită! Haide! Vine! Dă tot ce ai mai bun! Bac! Am lovit-o, tată! Așa e, micuțo! Acum hai să exersăm reverul! Wow! Scuze, scumpule! Ai lovit-o departe de data asta! Oh, serios? Haide! Glumești? Wow, tehnologia e uimitoare! Un picnic tată-fică. Ce poate fi mai frumos? Nu vrei să desenezi ceva până pregătesc eu totul? Și poate că o să mă delectez cu o felie de castravete? Mmm, crocantă! E distractiv, tati! E cea mai tare zi! Oh, m-a mușcat ceva! Te pocnesc! Oh, mă mănâncă! Sunt țar idiot! E nasol! Am șters-o de aici! Mmm, castravetel ăsta e atât de bun! Mă distrez de minune! Mâncare grozavă, vreme incredibilă și momente alături de fica mea! Salvează-te, tati! Ia, am dispărut! În sfârșit! Nu, nu se poate! Nu! Îl vânează pe tata! Acum devine personal! Trebuie să fac ceva! Sunt un tip norocos! Uf! Era un țânțar! Era imens! Sunt o eroină! Un țânțar? Mulțumesc! Stai puțin, știu ce să fac. Putem să folosim ăsta. Am uitat complet de el, o să ne rezolve problema. E un cort din plasă. Wow, ce șmecher e! Hai să intrăm în el! Wow, e super spațios! Și partea cea mai tare e că țânțarii n-au cum să intre. Nene! Învață-i minte, scumpo. Stai, eu nu sunt în cort. Betty!
Ah, în sfârșit suntem în noua noastră casă. Te descurci de minune, scumpo? Trebuie să scăpăm de ziarul ăsta. Ok, cred că putem să ne apucăm de zugrăvit. Wow, ador culoarea asta. Oh, pare distractiv. Vreau și eu să pictez ceva. Cine știe, poate sunt o pictoriță talentată. O să pictez un soare. Wow, e incredibil, scumpo! Ok, trebuie să agăț un tablou. O să bat cuiul în perete. Trebuie să am grijă la degete. Bună idee, tată! Deci, fac o gaură în perete? Pare simplă treaba. Uh-oh, tati? Mi-e foame! Vreau să mănânc ceva. Nu pot să lucrez pe stomacul gol. Tată! Ascultă cum face stomacul meu! Trebuie să mănânc! Ah, ok, nicio problemă, scumpo. Poți să stai aici. Cred că merităm asta. Ne-am făcut poftă de mâncare. Arată apetisant. Ups, stai să încerc chiar. Ok, de data asta. Tati, e prea greu. Ce s-a întâmplat, Betty? Poate găsesc un obiect care să te ajute. Suntem într-o încurcătură mare. Stai puțin. S-ar putea să fie util ăsta. Cred că pot să încropesc ceva. Merită să încerc. Nici nu știu cum am făcut asta, dar nu mă plâng. Ce faci? Poți să-l folosești pe post de tăviță. Wow, e super! O să pot să mănânc acum? Un deliciu! Mersi, tati! Mi-am făcut datoria. Stai! E nasoală treaba? Ia-ți farfuria, am nevoie de asta mai mult decât tine. Poftim? Ah, te duci să faci caca. Asta e fata mea. O să fie unul mare! Ah, ce bine e! Trebuie să mă șterg! Nu vreau să mai pățesc ca data trecută! Iu! Cred că ajunge! Ah, bună, tati! Pare fericită! Iu! Ce miroase! Îmi lăcrimează ochii! E îngrozitor! O să vomit! Betty iar a uitat să trag apa! Trebuie să o învăț să trag apa! Cartea asta e grozavă! Nu pot să o las din mână! Bună, tati! Eu și caracatița mea am fost în grădină! Sper că v-ați distrat! Stai așa! Aia e hârtie igienică? Da, este! Copiii din ziua de azi! Ce să le faci? Stai! Mirosul ăla s-a întors! Ah, cum poate cineva atât de mic să producă un miros atât de nasol? Impresionant, nu-i așa? Oricum, trebuie să-mi termin desenul! Abțibildurile alea mi-au dat o idee! Trebuie să cumpăr ceva! Să vedem! Exact asta căutam! Pa! Cum ai intrat aici? Asta dă livrare rapidă! Ăsta o să rezolve totul! O să-l lipesc în interiorul vasului de toaletă! Și când trag apa, apare imagine! Ce vrăjitorie e asta? Wow! Pot să încerc și eu? Chiar te rog! Haide! Gata! Acum o să trag apa! Wow! Am reușit! Am făcut abțibildul să apară! Wow! Ce bine era dacă-mi venea ideea asta mai devreme! Ah, s-a întors! O să plec! Te las să-ți faci treaba! Ah, aer curat! Mă simt groaznic! Oh, suc! Va rezolva totul! Oh, e rece! Asta îl face să fie și mai bun! O să... Ce? Suc? Dezgustător! Ce-ar fi să bem ceai? Bleh, în niciun caz! E dezgustător! Dă la o parte! Mi-era teamă că s-ar putea întâmpla asta. Doar gustă puțin! Nu! N-ai să vezi așa ceva! Ce o să mă fac? Asta e păpușa mea preferată! Achiu! Boing, 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 boing! Stai așa! Mi-a venit o idee! Ce e asta? Am adus ceai și biscuiți! Am nevoie de păpușa ta! Boing, o să aibă parte boing, de o schimbare de look! Nu-ți face griji, știu ce fac. O voi pune chiar aici. Acum am nevoie de ceai. O linguriță ar trebui să fie de ajuns. Voi pune cu lingura în păpușă. Apoi îi voi reatașa corpul. O să o scuturăm un pic. Sper că poate să-și țină respirația. Să agităm lucrurile puțin. Uită-te la asta! Ea face ceai! Vai! E uimitor! De ce nu încerci? Dă-mi-l! Nu uita de fursecuri! O să fie un deliciu! Ceai și fursecuri! Ia-ți cana ta de ceai! Asta e a mea! E complicat! Joc stupid! Acum mă plictisesc! Așteaptă! Știu ce să fac! Aș avea nevoie de un nou stil! Să vedem! Aha! Trebuie să scap de astea! Ar trebui să fie ușor!
Taie, taie! Wow, arată fabulos! Ce tot faci acolo? Mă pricep de minune! Te pot unde și pe tine! Pua! Lasă foarfeca jos! Vorbesc serios! Mama ta o să fie supărată! Pot rezolva asta? Ce-i ăsta? Lasă-mă un pic! Trebuie să fiu rapid! Voi întinde ăsta pe birou, apoi voi face niște tăieturi verticale. Voi face asta pe toată lățimea, dar nu voi merge până sus de tot. Ar trebui să fie de ajuns. Acum trebuie să iau capetele astea și să le unesc. Arată bine! Acum pot să le capsez. E fix ce am nevoie! Niciodată nu mă pot distra! Uite ce am eu aici! Arată bine, nu? Stai nemișcată! Oh, ce elegant! Așadar, ce urmează acum? Îți va plăcea partea asta! Poți să le tai! Vai, serios? Ai văzut asta? Vreau să fac din nou! E uimitor! Aș putea face asta toată ziua! Și nu este părul tău adevărat! Ai uitat unul! Continuă, dragă! Cu siguranță, tată! Cred că i-am dus pe toți! Bună treabă, dragă! Arăt foarte chic! E super distractiv! Ce zi! Ce bine că am ajuns acasă! Stai așa! Ce nenorocire! Mi-am pierdut ursulețul! Oh, nu! Revin imediat! Găsește ursulețul, tati! Ei bine, am făcut-o! Salută-ți ursulețul! Ce s-a întâmplat? Pot rezolva asta! Să-l uscăm! Sper să funcționeze! Hai! Tată! Oprește-l! Poftim! E ca nou! Glumești? Încă e murdar! Uite! Ce tragedie! Aha! Știu! Ce zici de asta? Ai reușit! Ursulețul a revenit la normal! Ups! Îmi pare rău pentru asta! Ne vom preface că nu s-a întâmplat! Trebuie să-mi piedic cumva ca treaba asta să se repete! Dă-mi ursulețul! Și am nevoie de cureaua asta! Lasă-mă un pic! What? Da, ar putea funcționa! Fă-te comod, ursulețule! Cureaua asta intră în brațele lui! Wow! Cum am reușit să fac asta? Annie, fii atentă! Dă-mi brațul! Ha? De ce? Ursulețul o să-l apuce! Wow! Mă îmbrățișează! Trebuie să plec! Mai bine mi-au geaca! La revedere, tati! Uf, a fost o muncă grea! Uită-te la asta, ursulețule! Te ții strâns, ursuleț ascultător! E așa delicioasă! Ce drăguț, puiule! Brian, uită-te la mâna ta! Se face lipicioasă! Trebuie să oprim asta! De ce am o gogoașă? Știu! Hei! Voi trece cornetul prin gogoașă! Bine, îl poți avea înapoi! Asta ar trebui să funcționeze! E minunat, mamă! Ce gustos! Nu mai avem mâini lipicioase! Ce deliciu! Vreau mai multă! Gogoș! Există ceva ce nu pot face? E timpul pentru puțină distracție! Să începem! Mă simt atât de viu! Să aruncăm puțină culoare! Îi trebuie puțin sclipici! Ce zici de niște felii de portocală? Asta-i tot! Acum pot să trag apa! Vai! Uite cum se mișcă! Nu mă așteptam la asta! A fost minunat! Ce s-a întâmplat aici? E atât de multă spumă! Ce ai făcut, Brian? Pleacă de aici! Nu a fost eu! Așa era când am ajuns aici! Nu există decât o singură soluție! Salută-l pe micul meu prieten! Wow! Un robot! Dăm, dăm! Îl vreau! Vai, ce somn am avut! Ha? Ce-i asta? Nu-mi place apa! Nu o vreau! Ha? E ora 8! E timpul pentru băutura ta de dimineață! Știi regulile? Bea! Nu mă poți obliga! Cereale delicioase! Iată amata! Bine, liniștește-te! E timpul pentru școală! La revedere, mami! Nu uita să-ți iei prânzul! Și apa ta! Scârbos! Care-i problema lui? Stai așa! Ce s-a întâmplat? Trebuie să dau un telefon! Alo? Da, imediat! Vai, a fost rapid! Ce este asta? O să-ți placă foarte mult! Uite, e un autobuz! Vrum, vrum! Dar nu e un autobuz obișnuit!
E și o sticlă pentru apă. Destul de interesant, nu? O să-l umplu. E important să te hidratezi. Ar trebui să fie de ajuns. Pot pune capacul înapoi și apoi se poate introduce în autobuz. E gata! Pornește într-o călătorie! Gata, Brian? Iată-l că vine! Wow! E pentru mine? E minunat! Mersi, mamă! Nu așa repede! Nu vrei să-l pierzi! Iată! Pune-ți asta în jurul gâtului! Wow! Devine din ce în ce mai interesant! Revigorant! O zi bună, dragule! La revedere, mamă! Știam că va funcționa! Aproape am terminat! Asta e ultima piesă de domino! Am reușit! Nu! Piesele mele de domino! Ești ok, dragule? Nu! Uite! E în regulă! O să le ridicăm! Pot să ajut! Voi pune asta chiar aici! E rândul meu! Asta a fost ușor! Wow, mulțumesc! Distracție plăcută! Așa voi face! Aha! Nu! Glumești, mama! Eram atât de aproape! Ce-am făcut? A fost un accident! Nu am vrut! Ha? Ce-a fost asta? Poate pot să te ajut! Aveți nevoie de asta! Dă-mi-o! E o urgență! E fix ce avem nevoie! Trebuie să încarc piesele! Ele intră aici! Wow, ce colorat! Asta-i de ajuns! Acum am nevoie de tren! Ăsta vine în partea de sus! Trenul e pe cale să plece din stație! Ciu-ciu! Wow, fii atent aici! Aliniază piesele de domino! Wow, e real? Desigur, dragule! Nu vine să cred! E tot ce-am visat vreodată! Wow, îmi place foarte mult! Sunt foarte fericit! Acum poți să te joci! Simt o responsabilitate foarte mare! Bine, să începem! Ia asta! Vai! E glorios! Bună treabă, scumpule! Vreau să fac din nou! Ah, ce cald și bine e aici! Ar trebui să intru puțin în apă! Ah, ce frige nisipul ăsta! Au, la naiba! Ce mă fac? Sunt captivă pe prosop! Wow, cum arată! Oh, e uimitor! Nu pot lua ochii de la ei! Vai, vine spre mine! Hei, am venit să te salvez! Uite, pășește pe jucăriile astea, Pop-It! O să-ți protejeze tălpile! O să le mut pe măsură ce faci câte un pas! Funcționează! Aproape că am ajuns la apă! Fiu, am reușit! Am scăpat de nisipul arzător! Mulțumesc foarte mult pentru ajutor! Eu, ce mizerie e aici! E plin de lucruri rămase de la petrecere! Și ghiuveta e plină de vase murdare! Da! Hei, jucăm piatră, hârtie, farfecă și cine pierde face curat! Da, ce tare! Am câștigat! Of, bine! Lasă-mă să fac o listă cu ce am de făcut! Trebuie să strângi lucrurile astea uitate de invitați și nu uita de gunoi și de resturile astea! Aici avem, evident, o ghiuvetă plină de vase murdare! Hei, ia uite, o umbrelă! Wow, ce de jucării, Pop-It! Acum trebuie să le aduni și pe astea. Ia, prinde! Fiu, ce de treabă! Trebuie să mă hotărăsc de unde încep! Stai! Ce spun notițele astea? Ah, lista asta nu e deloc organizată! Și de ce sunt atât de multe Pop-It-uri pe listă? Ia stai puțin! Cred că mi-a venit o idee genială! O să tai jucăria asta și o să extrag o coloană! Apoi o să pun niște lipici fix aici, iar deasupra o să lipesc bucata de Pop-It. Perfect! Fix asta vreau să obțin. Acum o să pun suportul ăsta pe ușă și o să prind dedesubt lista cu ce am de făcut. Ok, acum sunt gata să mă apuc de treabă. O să încep cu vasele pentru că sunt cele mai murdare. Așa, acum strălucesc toate. Am terminat și acum pot să apăs pe Pop-It. Urmează să strâng gunoiul ăsta. Da, am strâns paharele și jucăriile Pop-It. Wow, au rămas pălării de petrecere peste tot. Și am terminat și cu paiele și șosetele. Ah, acum bucătăria e iar curată. Ce cald e azi afară. Abia aștept să mă bronzez puțin pe picioare. Da, chiar e relaxant, dar aș vrea să mă uit la niște clipuri. Of, ce tare bate soarele. Nu văd deloc ecranul. Ce se întâmplă? Nu văd nimic. Nu înțeleg nimic din clipul ăsta. Ha? Ce faci acolo?
Poftim! Cred că ai mai multă nevoie de ei decât mine. Super, mersi! Acum ar trebui să văd mai bine. De fapt, nu mă ajută deloc. Soarele e prea puternic. Am nevoie de ceva care să-mi umbrească telefonul. Ce naiba e asta? La naiba, șlapul ăsta nu e ce trebuie. Oh, ia uite, tipul ăla face yoga. Ce bine își menține echilibrul. Hei, mi-a venit o idee. Am nevoie de asta. Așa. Hei, am o soluție pentru problema ta cu soarele. Trebuie doar să tai o bucată din salteaua de yoga. Apoi o să folosesc frigăruia asta pentru a face două găuri în bucata asta. Așa, acum am nevoie de ochelarii de soare. O să bag brațele prin găurile făcute. Bun, funcționează! Și acum o să trag asta peste lentile. Perfect, așa, poftim, încearcă-i acum. Arată cam ciudat, dar ok. Nu cred, ce tari sunt! Acum văd perfect ecranul. Ești absolut genială! Cartea asta pare interesantă. Ia să vedem, e ceva interesant pe aici? Oh, wow, ce frumoasă e! Clar, asta înseamnă că mă invită să vin la ea. În regulă, la atac! Hei, ce faci? Hă? Of! Ce naiba? Mă ignoră complet! Ok, trebuie să-i atrag atenția cumva. Of, flotările sunt mai grele decât pare. Iar? Oh, au, ce greu a fost! Și n-am impresionat-o deloc. Poate dacă ridic niște greutăți... Ha, ce interesant se crede! Ce tare strălucește acum soarele! Și-a schimbat poziția! Nu, stai, umbrelă! Am nevoie de tine, ca să par interesant! Hei, am un popit interesant! Hai, serios? E roz în formă de inimioară! Oh, nu mă așteptam la asta! Oare a observat? Ce bine era dacă aveam ceva de mâncare! Mi s-a cam făcut foame! Pare că nu i-ar strica o gustare sau ceva! Ia stai puțin! Cred că știu ce pot să fac! Așa, am jucăria Poppet, acum o să pun niște bomboane în culori. Apoi o să le acopăr cu ciocolată topită. Uite ce bine umple golurile din Poppet. Trebuie să mă asigur că umplu totul cu ciocolată. Acum trebuie să termin ultimele rânduri. Perfect! Ultimul pas e să lipesc un băț peste ciocolată. Și apoi las totul la întărit. Bun! Hei, ți-am adus o gustare! Ah, serios? Wow! Stai jos! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta special pentru mine. Ce frumos din partea ta! Da? Chiar e bună, mă bucur! De fapt, a fost mai greu decât pare, dar nu-i bai, mi-am folosit mușchii. Oh, ce drăguț e inelul ăsta! Sper să-i placă! Oare care e cel mai bun mod de a-i oferi? Oh, a ajuns mai devreme! Trebuie să-l ascund! Bună, scuze, dar ți-am cumpărat ceva! Oh, wow, un inel! Mulțumesc! Stai să ți-l pun pe deget. Ah, alunecat! Lasă-mă să... să mai încerc o dată. O să încerc alt deget. Poate... Da, nu se potrivește. E ok, nu-i bai. Vreau să beau ceva. Stai așa. Ți-o deschid eu. Nu reușesc. Ok, o să încerc să folosesc cuțitul ăsta. Poate dacă îmi folosesc dinții... Oh, nu face asta! Poți să spargi dinții! Of, azi nu-mi iese nimic. Mi-a rămas inelul ăsta. Poate îl pot pune pe deget și îl pot folosi așa. A funcționat! Hei, uite sticla! Da, am folosit inelul. Am scos capacul cu el. Hei, am o idee. Pot să port inelul la gât pe post de colier. Așa nu mai contează dacă nu mi se potrivește pe deget. Ce plimbare plăcută și ce priveliște frumoasă! Da, să zicem. Hai să coborâm pe plaja aia. Nu vreau să cobor. Pare plină de nisip. Serios? Haide! Am bătut tot drumul ăsta. Bine. Ce de nisip! Am șlapii plini de nisip. Mai bine mă sui pe piatra asta. Hei! Ce e? Nu vreau să merg mai departe. Of, ce stresantă ești azi. Stai să-ți ajustezi șlapii. O să dau jos bretelele și o să folosesc un pistol cu lipici fierbinte. O să dau niște lipici fierbinte de-a lungul tălpilor șlapilor. Așa, cred că merge. Și acum o să lipesc deasupra încă o talpă de șlapi. O să o apăs bine ca să mă asigur că s-au lipit bine. 4 tălpi sunt suficiente, cred.
Gata, te-am rezolvat! Șlapi noi! Chiar funcționează bine, m-a impresionat! Acum nu mai am nisip pe degete! Gata, sunt gata să mergem la plajă! Ce interesant la TV! Și secretul e să folosiți o pensulă! Ce plictisitor! Și apoi, stai puțin, glumești cumva? Ce casă are! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Arată îngrozitor! Trebuie să o ajut! Atenție! Îmi plac provocările interesante! Trezirea! Nu te vizitează în fiecare zi o vedetă! Trezește-te! Wow, ce grea ești! Mă las pe gubașă! Există o singură soluție! Trezirea! M-am trezit! Așa mai vii de acasă! O să ai nevoie de ăsta! Abia aștept! Hai să trecem la treabă! Ok, o să începem prin a face curățenie! Sper să nu găsesc păianjeni pe aici! Când ai șters praful ultima dată? Trebuie să dorm puțin! Impecabil! Serios? Dă-mi perna aia! Hei, foloseam aia! Nu mai dormi! Ia de aici! Da? Oprește-te! Încerc să te ajut! Uite cum arată camera asta! Arată mai rău ca înainte! Dar am o idee! O să lipesc banda asta LED de perete! Și aici! O să arate genial! Îmi trebuie niște scoci dublu adeziv! Ce ușor a fost! Urmează partea distractivă! O să lipesc umplutura pernei de scoci! O să acopere complet banda LED! Ce pufoasă e! Am ceva pe față? Mersi! Voila! Wow! Ce e asta? E un nor luminos! Emană pace și relaxare! E frumos foc! Wow! Ești genială! Ok, ce urmează? Păi, am o mulțime de idei! Un bufet! Scapă de el! Nu m-a apropit de șoarecele ăla! Stai! E aproape ora cinei! Trebuie să fug! Vino înapoi! Ce ai pățit? Au! Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce de carton? Stai puțin, pot să-l folosesc la ceva! Ia să vedem! Trebuie să-mi folosesc latura artistică! Asta da fast food! Cred că mi s-a părut! O să desenez o linie pe carton! O să-i placă garantat lui Grace! E greu să fii atât de talentată! Ia să mă apuc de tăiat! Nu! Nu putem fi prieteni! Ok, asta chiar a fost ciudat! Ce bine arată! Trebuie să le asamblez! Tăieturile din carton mă ajută să întrepătrund celelalte bucăți! Și întăresc toată construcția! O să acopăr cartonul cu cerșaful ăsta! Gata! Grace are o canapea nouă! Dar am nevoie de niște perne și astea sunt simpatice foc! Arată mult mai bine! Trebuie să mă ajuți! Șoarecele ăla e supărat foc! Stai, sunt vegetarian! Pa! Era cât pe ce! Ce bine e! Ce cald e! Nu-i bai, te rezolv imediat! Vrei un suc? E perfect! Ce bun e! Ups! Ce neatentă sunt! Ce bine era dacă aveam o masă! Nu-i bai, săptămâna trecută am scăpat tăieței pe jos! Apropo de tăieței, știu un restaurant super! La care ar trebui să mergem! Lipsește ceva! Nu! Ia cine e? Ar fi bună o masă! Nu! Mai putea ajuta!
Aha, știu! Hei, puștule! Îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă! Ia-o! Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi! Ce zici de un telefon nou? Super! Dă-mi tricicleta! Ok, asta e ultima mea ofertă! Sigur! Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace! Dă-i tricicleta domnișoarei! Cu plăcere! Ce familie minunată! Să trecem la treabă! O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie! O să arate mai elegant așa! Trebuie să o acopăr complet! Și roțile! Trebuie să aștept să se usuce vopseaua! Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra! Și am obținut o măsuță distractivă! Cred că o să comand niște tăieței! Niște... Hei! Ce-i asta? Wow! Am o măsuță de cafea! Arată extraordinar! Stai! Avem nevoie de niște gustări! Am adus niște popcorn! Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea! Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă! Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele! Totul se rezumă la magia televizorului! A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor! Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator! Trebuie să-l curățăm cumva! Da, sigur! Putem începe prin a mătura gunoiul! Plouă cu popcorn! Credeam că mi-am pierdut ochelarii! Văd din nou! Ce de gunoaie! Super! Nu mai trebuie să spăl rufele! Hei! Încercam să mănânc ceva! Aaaa! Ține-mă în brațe! Au! M-am săturat! Mă mut de aici! Dispar de aici! Bine că am terminat cu asta! Stai să mă gândesc puțin! Ah! Știu! Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă. Apoi deslipesc scociul. Ah, ce părere ai? Nu-mi vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Ah, vino încoace. Ce diferență! Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super. Am uitat că am toate astea. Cred că le-am folosit pe toate. Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune. Deși nu prea mă potrivesc cu camera. Nu-i bai. Nu doar camerele au nevoie de transformări. Ah, n-avem nevoie de asta. Wow, mulțumesc! Totul arată super! Mă bucur că-ți place! Hei, camera ta de ce arată așa? Ah, se pare că mai am puțină treabă! Wow, desenul ăsta e o capodoperă! O să-l las moștenire! Hap-ciu! Wow! Ai strănutat cumva? Nu, pisica a strănutat! Ai răcit? Apciu! Da, tati, cred că am răcit! Eram sigur! Există o singură soluție! Trebuie să iei pastilele astea! Dar sunt grețoase, tati! Nu comenta, Alex! O să te ajute să te simți mai bine! Poftim! Nu, nu vreau! Te rog, te rog frumos! Nu! Credeam că o să funcționeze! Oh, ce avem noi aici? Aș putea folosi dulciurile astea! O să încerc!
Ha, unde a plecat tata? Nu contează, o să-mi termin desenul și o să mănânc dulciurile. Nu vreau să mă vadă. Nu e atent, acum e momentul. Nu e mai deștept ca mine. O să iau dulciurile. Încetişor. Încă puțin. Am reușit. Acum o să trec la treabă și trebuie să mă mișc rapid. Am nevoie de un ursuleț gumat. O să-l tai pe laterală cu un bisturiu. Nu o să tai prea adânc. Acum am nevoie de o pastilă. O să o bag în tăietură. Asta îmi doream să fac. Hei, Alex, am un bol de dulciuri delicioase pentru tine. Nu te cred. E un ursuleț gumat. Ha? Oh, îmi plac ursuleții gumați. Nu refuzi niște dulciuri. E albastru, preferatul meu. Stai așa, are un gust diferit, dar tot bun e. Așa, mănâncă-i pe toți. Uneori mă uimesc singur. Ce zi! Dar sunt acasă, în sfârșit. Ce faci, puiule? Nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Te-am salutat. Și eu am spus că nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Îmi plac discuțiile noastre, puiule. Ce zici de o îmbrățișare? Vino încoace. Nu? Nu vrei? Ce vrei? Să nu mă mai ignori. Ah, bine, bună. Deci, acum pot să mă joc în continuare? Incredibil. M-aș putea juca toată ziua. Știi ce? Cred că fix asta o să fac. Justin, ce faci aici? Ți-a trecut ora de culcare. Hai, închide laptopul. Trebuie să te culci. Nu cred. Justin! Tot aici ești? Nu mai faci zgomot. Hei! Justin, ascultă-mă. Să nu cumva să apeși pe tasta aia. Nu știu ce să fac. Nu mă ascultă niciodată. Vrei niște cremă de ciocolată? O să te iau cu forța de aici. Câte kilograme ai? Uite, am un balon. Nimic nu funcționează. Ce rost mai are? Ai terminat? Trebuie să mă concentrez la nivelul ăsta. Unde greșesc? Am eșuat ca părinte. Ce joci acolo? Trebuie să găsesc o soluție. Și cred că știu ce pot face. Așteaptă-mă aici. O să tai câteva fragmente din balonul ăsta. Nu trebuie să fie foarte mari. Apoi am nevoie de balonul portocaliu. Acum îmi trebuie o pâlnie. O să o bag în gura baloanelor. Și o să torn sclipici înăuntru. Wow, ce strălucitor e! Trebuie să adaug și apă. Așa balonul o să se mărească și o să devină moale. La final o să leg o fundiță în jurul balonului. Îți prezint balonul moale! Poate am fost cam dramatic. Aș vrea să-l păstrez doar pentru mine. Ha? Ce ai acolo? Oh, pare distractiv. Dă-mi-l mie, îl vreau eu. Vino și ia-l. Dacă te culci, îți dau balonul. Serios? Wow! Wow, e genial! Ha, ai văzut, tati? Mersi, tati! Acum treci la culcare, puiule. Noapte bună, tati! Super! Acum trebuie să plec. Hiu, e greu să faci curățenie, dar casa e curată lună. Uite, arată perfect! Wow, m-am descurcat de minune! Sunt un vrăjitor cu mopul în mână. Praful n-are nicio șansă în fața mea. O casă curată înseamnă o minte curată. În sfârșit mă pot relaxa. Alex, tu ești? Hei, tati, ce faci? Ce s-a întâmplat? De ce ești așa murdar? A, asta? Am jucat basket. Trebuia să mă fi văzut. Era să dau un coș, poate data viitoare. Stai pe loc! Să nu strici frumusețe de casă. Nu, nu faci asta! Oprește-te, te rog, te implor! E îngrozitor, foarte îngrozitor! Trebuie să-l opresc! Dă-te înapoi, puiule, te rog! Hai, fă asta pentru tati! Sunt obosit, tati! N-am timp de asta! De ce? De ce-mi faci asta? Stai, baloanele! M-ar putea salva! Trebuie să mă mișc rapid! Nu trebuie să-l las pe Alex să înainteze! Nu, Alex, podeaua! Te-ai tăvălit prin noroi? Fiecare pas îmi zdrobește inima! Tati? Acum ori niciodată! Am reușit! Totul va fi bine! Ce faci acolo? O să dezumflu balonul în jurul piciorului tău, ca și cum ai purta încălțăminte la comandă. Hei, îmi place cum sună! Am rezolvat și celălalt picior. Arată bine! Mersi, tati! Ok, acum poți pleca! Intră direct la duș! Stai! Cine e? Iar? Salutare, prieteni! Ia uitați, dar nu e pentru creioane, e o ascuțitoare pentru legume. Trebuie doar să răsucesc castravetele și o să obțin niște panglici lungi.
E atât de simplu! E perfect pentru rutina ta de înfrumusețare! Adio, față obosită și umflată! Deci, ce facem? Ah, uită-te la căpșunele astea! Ce bine miroase! E atât de suculentă! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Cu tot cu codițe! Trebuie să le mănânci corect! Trebuie să le savurezi! Să faci din asta o experiență! Și, desigur, să ai instrumentele potrivite! Acest gadget mic și isteț scoate codițele! Apuc și răsucesc! Adio, frunze sau codițe! Mult mai bine! Da, da, mă rog! Te crezi atât de isteț! Revin imediat! Trebuie să fiu rapidă! Îi arăt eu lui! Bună! Am nevoie de paiul tău! Te rog! Stai puțin! Hai, grăbește-te! Mersi! Ce ciudat! Vin, David! Iu, m-am întors! Și am nevoie doar de chestia asta! Privește! Împing paiul prin fundul căpșunei și nu mai e nicio codiță! Ce treabă deșteaptă! Bravo! Poate vrei să facem schimb! Poftim! O să fie distractiv! Ador cartofii! Trebuie să-i curățăm mai întâi! Noroc că am venit pregătită! Lovitură șmecheră! Chestia asta o să grăbească lucrurile? E mai dificil decât mă așteptam! Ta-da! Ai, și unde e restul? Trebuie să dau un telefon! Alo, am nevoie de ajutorul tău! Da, un cartof! Pa! Colet pentru David! Eu sunt! Hei! Semnează aici! Ce e chestia asta? Mulțumesc! Ok, hai să curățăm cartoful ăsta! Apăsăm un buton și aparatul face toată treaba! Eu doar privesc! Ador tehnologia! Wow! Uită-te la el! Știu, ești impresionată! Ia uite! Wow! Un tăițel uriaș din cartof! Ia uite ce mustață am! Să nu uităm de cartoful meu! Ce cool! Poate că am fost prea entuziasmată cu descojitul meu! Stai! Am o idee! Hai să încercăm cu un fruct! Merge! Descojește portocala! Ce chestie! Ia uite ce am eu! Niște legume delicioase și o cutie cu pui prăjit! O să savurez totul! Cum miros condimentele astea! Oh? Ce e? Trebuie să discutăm! Tu mănânci pui și eu? Așa ceva? Hei, nu fac eu regulile! Adică, uite-te la planșa asta! Vezi vreun pui prăjit aici? Oh, serios? Știu! Cred că trebuie să jucăm un joc! Stai, doar nu! Ok, îmi plac provocările! Dacă o să câștig, facem schimb de mâncare! Îmi place să risc! Ești prima! Am frișca! O să regreți asta! Da, da, mă rog! Ok, e gata! Acum! Cât de palpitant! Sunt optimistă! Iu, nimic! E norocul începătorului! E rândul meu! Știu că nu o să se întâmple nimic! Nu! Da! Am câștigat! N-a fost corect! Mereu spui asta! Dăm puiul! Așa da! Ai dreptate! Condimentele astea miros incredibil! Hei, stai! Hai să mai jucăm un joc! Nu, sunt ok! A meritat să încerc! Urăsc legumele! Bleh! Nu! Opa! Madison, iar ai căzut din pat? Cum de încă doarme? Așa, noroc că am găsit soluția perfectă! Asta o să o ajute să stea locului! Adio, căzături nasoale! Poftim? Cum a reușit? Asta se întâmplă fiecare noapte! Dar cred că știu ce să fac! O să pun baghete pentru piscina pe marginea patului! Le-am crestat ca să intre perfect acolo! Când Madison se rostogolește, buretele ca o bară de protecție! Așa că nu o să mai cadă! Mă bucur că funcționează! Acum trebuie să fac liniște! Wow! Ăla-i un pepene roșu?
Ce ciudat! L-am prins! Haide, crapă-l! E ok, mă descurc! Nu-ți face griji! Gata! O să înfășor bilețelul pe săgeata asta! Pare un pic cam complicat! Ai încredere în mine! Știi să folosești așa ceva? Sunt expertă! Au! E un bilețel! Madison are probleme? Trebuie să mă duc! Auci! Ce se întâmplă aici? Asta! Poți să-l ciopârțești prin karate? Ok, nu vă apropiați! S-ar putea să iasă nasol! Și-am terminat! Ce tare! Doar mi-a făcut treaba! Nu se mănâncă ușor! Ce ne facem? E problematică situația! Wow, uite! E fix ce ne trebuie! O să pun forma pe pepene, apoi o apăs! Wow! Acum am o felie de pepene! Dă-mi! Nu, e a mea! Un deliciu! Nu ai nevoie de instrumente simaticoase pentru asta, doar de un pahar! Poți să-l folosesc ca să tai pepenele! Apoi îl scutur! Nu-i rău! Abia aștept să gust! E bun! Și am și eu o felie! Delicioasă! Ia să o testăm și pe asta! E... uimitoare! E cea mai drăguță chestie pe care ai văzut-o vreodată, nu? Cred că merită o gustărică! Gura mare! Cred că-i place, vezi? Îi trece prin tot esofagul! Wow! Urmează o singură chestie! Poftim, micuțule! Hai să facem dansul digestiei! Ok, cred că a sosit momentul! Simte-te bine, micuțule! Cred că-l văd cum iese! Eu, cam scârbos, dar cam interesant! Gata? Zici că e un nisip ud! Eu, dezgustător! Vin! Hei, dă-te! N-ai cum să ajungi tu prima? Și ne răstogălim! Uf, ce tare e podeaua asta! Aproape am ajuns! Niciun pat nu-mi stă în cale azi! Woohoo! Da, șmecherie! Nu te mai grăbi așa bine! Ha, am intrat! În fine, rutina de dimineața părului, bifată, uite ce păr superb! Respirație neplăcută, dispari! Totul face parte din proces! Și acum urmează un concert în baie! Da! Mâinile în aer! Ce noi va face acolo? Dar o dimineață nu e bună fără ușurarea aia matinală! Scrie o carte acolo! Stai puțin! Știu cum să grăbesc puțin lucrurile! Ha! A? Ce se întâmplă? Să se învețe minte! Câtă răutate! Dar cred că pot să schimb situația cu un pic de ajutor din partea acestui aparat! Îl prind pe vasul de toaletă, pun colacul la loc și s-a făcut lumină, frate! Chiar în orice nuanță dorești! Am propriul spectacol de lumini! Ah, mult mai bine! Acum aș putea să stau aici pentru totdeauna! Pa, pa! Mă simt alt om! S-a aprins iar lumina? E perfect pentru că o să pun la cale o farsă epică! Cum ar fi să intri și să vezi așa ceva? Să nu uităm de miros! Atât de proaspăt! Dacă-ți place mirosul unui hambar! Era și timpul! Frate, ce-ai făcut aici? E groaznic! Bleah! Cred că glumești! Inacceptabil! Ah, mult mai bine! Acum am de muncă aici, dar o să depun cât mai puțin efort posibil. Chestia asta curăță locul meu! Nu-i așa că sunt simpatice culorile astea? Ar trebui să curățe mizeria aia imediat!
Nu mai e nevoie să freci. Fă-ți treaba, burețel înfricoșător. Să nu-i dea centul de spumare. Ba chiar mult să fie. Acum zici că e o petrecere aici. Sper că am folosit destul. Acum mai trebuie doar să trag apa. Pa, pa, căcățel scârbos. Nu o să-mi fie dor de tine. Uită-te la frumusețea asta. Și miroase grozav. E rândul meu acum. E ca și cum aș sta pe un cup de gheață. Oh, pot să fac ceva cu hârtia asta? Măcar pot să încerc. Așa pielea mea nu o să atingă colacul. Hei, e tot rece ca gheața acolo. Corpul meu nu minte. Mi s-a făcut pielea de găină, vezi? Dar am o idee și mai bună. Popitul meu! Ieșiți, micuțelor! Faceți-vă treaba! Stați pe colac ca să nu mai fac eu asta. E ca și cum ar forma o barieră. Ultima! E o idee genială, nu? Și arată și drăguț. Acum hai să testăm chestia asta. Da! Atât de plăcut! N-ar trebui să dureze mult. Ți-am zis! Mi-a venit o idee! O, da! Pot să intru și eu în jocul tău? Hei, trebuie să o încălzesc cumva. Perfect! Să o facem! Să fie ciocolată sau caca moale? Sper ca lumea să creadă că e ultima variantă. Baia e a ta! Doamne, în sfârșit! Ce e? Ia uite, poți să te așezi pe astea! Serios? Chiar arată interesant! Vin! Ah! În ce am călcat? Ah, eu? A ieșit perfect, nu? Ce dulce-i răzbunarea! Nu, nu pot să mă mișc! Ah! Cred că o să vomit! Ia-l de pe mine! Ok, încearcă să te calmezi! Urăsc, Samosoră! Se pare că o să fac o baie rapidă! Aparent fără apă! Zici că e un coșmar! Of! Unde pot să-mi spăl piciorul? Cred că ar putea fi utilă chestia aia! Mă ocup imediat! Picior curat, abia te aștept! Îl umplu cu spumă și îmi bag piciorul în el! Hei, chestia asta mă ghidilă! Dar mă și relaxează! Zici că e un masaj plăcut pentru picioare! Acum în cizmă ca să-l clătesc! În sfârșit, pielea mea e curată! O să-i trimit asta lui Sunny! Nimic nu mă supără, ok? A? Un mesaj? Cum de piciorul ei e deja curat? Ce se întâmplă aici, a? Ah, nu ai cum să mă păcălești, surioară! Vrei să te speli pe cap? Pentru că ai nevoie acum! Scârbos! Lasă-mă în pace! Sunt dezgustătoare! Uf! Frate, ce bun a fost șamponul ăla! Acum o să-l coafez! Ce plăcut e! Dar mi-ar fi plăcut să nu dureze atât! Ok, în sfârșit fac progrese! Hei, arăt bine! Sunt gata! Unde e toată lumea? Ce naiba? Abia mi-aranjasem părul! Fix la țintă! Ți se pare amuzantă? Părul meu e iar learcă! Atunci pune-ți chestia asta data viitoare! Eu, pungă de plastic? De fapt, cred că aș putea să o folosesc! Îmi bag părul în chestia asta, mi-o ridic în vârful capului și o leg la spate. Am nevoie de o găurică aici, ca să pot să bag uscătorul acolo. Salutare, aer cald! Ca o vizită la salon, nu-i așa? Ești nebună? Eh, poți să-ți dai și tu cu părerea. Mie mi se pare că arată bine. Sunt șocată! Hai să plecăm, că altfel întârziem. Ne așteaptă o zi lungă. De ce nu se deschide ușa asta? Ne-am încuiat pe dinăuntru! Nu-mi vine să cred! Se pare că o să stăm în baie.
Și mai devreme îmi doream nespus să intru. Acum vreau doar să mănânc. E ceva comestibil pe aici? S-ar putea să am ceva de ronțăit. Da, ești cea mai tare! Ține chestia asta! Mm. Hei, sandwichul ăsta face prea mare miserie! Efectiv, n-am noroc azi! Ah, poate reușesc să rezolv problema! Poftim, pot să o ții pe post de tăviță plutitoare! Îți ține și băutura, vezi? Poftă mare mie! Este sau nu mușcătura perfectă? Mm. Bravo! Mie mi-e poftă de ceva dulce! Și ca să rămân în temă, mănânc dintr-o toaletă! Eh, totuși dintr-una plină cu bombonele! Mmm, un deliciu! Fetelor, sunteți acolo? Oh, e tata! Lasă-l să bată în continuare! Pare un plan bun! Până la urmă, nu e atât de rău aici! Știm că școala poate fi dificilă, adică mult învățat și teme plictisitoare, nu ai timp să te distrezi, dar de aia intervenim noi! Suntem aici ca să presărăm un pic de magie în ziua de școală! Ok, elevi, fiți atenți, o să dați test din asta! Da! Ăsta-i spiritul, Madison! Huh? A zis ceva? Sunt prea concentrată la jocul ăsta. Wow, Madison e atât de pricepută! Da, mi se spune des asta. Acum o să pățești. E imposibil să o înving, dar o să încerc. Deci știe să răspundă cineva la întrebarea asta? Elevi? Grozavă lecție, domnule! Mersi, cred. Nu mă așteptam la asta. Woohoo! Ador jocul ăsta! Haide, nu pot să-l las să câștige! Ceva nu e în regulă aici. Noroc, am venit pregătit. Arată fix ca mine. Bun, încă e ocupat. Joacă în continuare. Exact cum mă așteptam. Stai așa. Da, am câștigat. Nu, am fost atât de aproape. Au! O să-mi rămână semn. Ah, acolo s-a dus asta. Trebuie să rezolv problema și să închid jocul. Dar cum? E dificil. Nu, nu merge așa. Ah, îl arată bine și mi-a venit o idee grozavă. O să folosesc lut modelator ca să fac un burger micuț pe tastă. Trebuie să ai niște brânză, apoi o să pun chifla deasupra. Îl pun la loc pe tastatură. E perfect! Da, merge! Rapid, poartă-te normal! Ah, ce s-a întâmplat? Stai, jocul era acolo! Joc? Sunteți ok? Noi doar ne facem exercițiile. Cred că m-am lovit tare la cap. Scuze, fetelor, continuați. L-am păcălit. Hai să ne jucăm. Bun, nu e nimeni pe aici. E timpul pentru o gustare rapidă. Oh, bomboane, dă-mi! Ah, cu plăcere. Ah, le-au luat pe toate. N-am mâncat niciuna. Aveam nevoie de asta. Oh, am niște gumă, abia aștept să mestec. Aia-i gumă? Nu, stați! E mea! De ce se tot întâmplă asta? E atât de frustrant. Ok, poartă-te normal. Nimeni nu bănuiește nimic. O să fiu rapidă. Simt miros de chipsuri. Trebuie să le am. Huh? O să fiu tăcută. Probabil că nu e nimic. Hai, hai, hai! Ce? Hei, vino înapoi! Ah, e gol! Grr! Stai puțin, cred că mi-a venit o idee. O să încep prin a tăia tubul pe jumătate. Apoi o să-l acopăr cu hârtie frumoasă. Arată bine! O să-l umplu cu jeleurile mele preferate. Apoi o să bag capacul de plastic înăuntru și o să-mi pun creioanele deasupra. Arată ca un suport de creioane, dar are un secret delicios. Acum e șansa mea! Dacă ridic hârtia, pot să iau niște jeleuri. Nu o să află nimeni. Ahem! Oh, sunt doar creioane. Credeam că ai dulciuri. Iu, a fost cât pe ce. Dar a mers. Nu pot să întârzi la oră. Nu mai e timp și sunt atât de aproape.
Uite ce de obstacole! Dar nu o să mă încetinească nimic! O să ajung în banca mea înainte să sune clopoțelul! Sunt o mașinărie de învățat feroce! Să o facem! Atac! Păza! Wow! Hei! Hei, am citit cartea aia! O să reușesc! Nimic nu mă poate opri acum! Sunt atât de aproape! O, nu! Nu! E timpul să merg la ore! Ha? Dă-te! Nu mă pot opri! Nu e bine! Ce mă fac? Auci! M-a durut! Au! Nu-mi găsesc ochelarii! Unde sunt? De ce e totul în ceață? Cine a zis asta? Au! Avem nevoie de ochelarii noștri și asta ne poate ajuta! O să încep prin a aplica lipici pe un chibrit, apoi aștept să se usuce! E perfect! Acum pot să aprind chibritul, îl las să ardă și să moaie lipiciul. Apoi pot să-l întind pe brațele ochelarilor mei! Ar trebui să se fixeze! Arătăm bine și cel mai important lucru, vedem! Stai, cât e ceasul? Am întârziat! Dă-te din calea mea! Mișcă-te! Ok, elev, e timpul să dați examen! Sper că ați învățat! O să-l pic, sigur! Ah, îl știu pe ăsta! E nasol! Trebuie să le pun la nimeni reală! E mai bine decât nimic! Oh, e dificil! Cred că am nevoie de un pic de ajutor! Ce faci? Ah, nu e ceea ce pare! Îl iau eu pe ăsta! Nu a mers așa cum așteptam! Ok, e timpul pentru planul B! Oh, nu! Vine profesoara! Trebuie să ascund chestia asta! Sunt cu ochii pe tine, ca un uliu! Oh, da? Ai ratat-o pe asta? Trebuie să mă grăbesc! Oh, nu! E un dezastru! O să încerc altceva! Ajutor! Ajutor! Am nevoie de răspunsuri! Ah, grozav! Glumești? Copiază? Iar? Ai auzit? Grozav! Ok, următorul e 45. Ah, bună ziua! Mă bucur să vă văd aici! Dă-mi ăla! Stai așa! Naomi, o să ai probleme! Jared? Ce-a pățit vocea ta? Nu cred că e Jared! Nu ai cum să fii mai steață ca mine! Știu toate trucurile posibile! Alo? Ce rea e? Ce mă fac acum? Ah, știu! Ah, nu mai am degete! Ce bine că m-am spălat pe picioare! Ok, unde rămăsesem? Ce faci acum? Ahem, Naomi? Nu vă supărați, încerc să lucrez aici! Și am terminat! A fost distractiv! Uitați, domnișoară! Wow, ce rapid! Hei, Annie, poți să mă ajuți? Nici o problemă! Uite! Trebuie să înmulțești numerele cu 2! Uite așa! Apoi adaugi virgula! E atât de simplu! Wow, e uimitor! Mersi! Ce bine era dacă știam asta mai devreme! Gata! Pot să-mi predau lucrarea? O să fie super! Ha? Nu, nu se poate! Ai luat 10! Sunt genială! Azi mi se alătură o nouă elevă! Salutați-o pe Madison! Bună! Hai să-ți găsim o bancă! Să nu stai aici, te rog! Unde să te așezăm? Ah, stai lângă Emma! Wow, mulțumesc! Grozav! Fix ce-mi trebuia! Bună, vecină! Eu sunt Madison! Suntem colege de bancă acum! Wow, ești o figură! Dă-mi drumul! Cât de palpitant! Ador să-mi fac prietene noi! Vreau să știu totul despre tine! Care e mâncarea ta preferată? Unde-ai copilărit? Mă bucur că s-a terminat ora aia! Ai vreun animal de companie? Eu am un motan! Îl cheamă Lăbuță! Ți-am adus geleurile astea, Emma! Aleo, mersi! Poate ne vedem mai târziu! Emma, credeam că te-am pierdut! Ce bine ar fi fost! Unde pleci? A dispărut! Eu! O să mă ascund aici, nițel! Unde s-a dus? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Eu unde m-aș ascunde? Aha! E super liniștit aici! Stai! Bună, mică! De ce stai aici? Nu există cale de scăpare! Efectiv, nu pot să scap de ea! E peste tot! Stai puțin! Cred că știu ce să fac! Și am nevoie doar de căștile astea!
O să-mi bag firul prin mânecă. Apoi o să mi le bag în urechi. O să le acopăr cu părul și cu mâinile. Poți ascult muzică și Madison habar nu o să aibă. Bună, Emma! Ce faci la prânz? E perfect! Și făceam poc, poc! Și apoi m-am trezit. Hei, nu mai vorbiți la oră! Scuze, domnișoară! E ultimul vostru avertisment! Psst, Annie, hai să ne folosim telefoanele! Bună idee! Adică nu vorbim? Profesoara nu a zis nimic de telefoanele noastre? Ce amuzant! Stați! Faceți năzbâti acolo! Fără telefoane! Le iau eu! Oh, nu e corect! Ce ne facem acum? E atât de plictisitor! Stai! Cred că mi-a venit o idee! Am nevoie de bilețelele astea autoadezive. O să le tai în formă de pătrățel. Apoi o să pun autocolantul ăsta în formă de bulă de dialog. Acum o să-l lipesc în husa mea de telefon. Arată ca o aplicație. Am tăiat un caiet ca să aibă aceeași formă ca telefonul meu. Și o să-l pun în husa de telefon. O să adaug niște mesaje. Arată exact ca un telefon. Psst, Naomi, ia-l! Wow, ce cool e! Trebuie să răspund. Ne putem termina conversația. Cui mai trebuie un telefon? Fetelor, ce faceți? Uh-oh, eu doar iau notițe. Bun, asta îmi place să văd. Deci, dacă vă uitați la capitolul 10 din manualele voastre, trebuie să-i fac o poză. Annie, ia uite! Cât de jenant! Ar trebui să o postăm. Vine avionul! Nu, nu vreau! Ah, ce mizerie ai făcut! Oh, am o idee! Ia să încercăm asta! Jake, uite ce am eu aici! Oh, dă-mi și mie! Delicios! Așa, papă tot! Mersi, mami! Ham, ham! Oh, ce faci, domnule cățel? Ha, 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 ciu! Că, muci! A spus cineva muci? A, tati, ce faci? Ești cam caldă? Trebuie să iau măsuri. Aha, din fericire am mereu la îndemână o cutie de prim ajutor. Ia să vedem, de ce am nevoie? Serios acum, ce se întâmplă? N-am nevoie de asta, încă. Sirop de tuse? Căh! Aha, ce mult îmi place ăsta! De ăsta aveam nevoie. Ha? Eli? Unde a dispărut? Hihi, nu o să mă găsească niciodată aici. Vreau doar să-ți iau temperatura. N-ai nicio șansă, tati. Eli, vino înapoi. Nu ne jucăm aici. Nu te mai prosti. Ah! Stai puțin, știu. Ha-ha, asta e soluția. La fix. Ce-a fost asta? Habar nu are ce-am făcut. Acum hai să vedem ce temperatură ai. Că, alarmă falsă. Pot să citesc în continuare. Ha? Oh, nu! E treabă serioasă! Ești bine, scumpa mea? Înghețata mea e rece. Uite! Ce bună e! Pot spune că e foarte rece. Ce glumă proastă, tati! Suc! Am voie să mă răsfăț uneori. Hai, deschide-te! Ești bine, mami? Da, draga mea, încerc să beau ceva. Sticla asta pare defectă. O să încerc pe asta. Oh, ce greu e! Vrei să te ajut? Mami se descurcă singură. Ok, a devenit ceva personal. Trebuie să te relaxezi. Nu mă face să te zdrobesc. Bine, o să beau suc la doză. Măcar pe asta o pot desface. Cred că glumești. E dureros de urmărit. Ce jenant e! Ah! Nu e vina ta, ci a sucului. Nu mai pot urmări. Meriți asta din plin. Ok, trebuie să fac ceva. Ok, păpușelor, trebuie să o ajutăm pe mami. Ce idee bună. Oh, am nevoie de ăsta. Da, am reușit. Hei, mama,
Mama, e numai vina ta. Da, scumpa mea. Folosește ăsta ca să desfaci capacul sticlei de suc. Serios? Fii atentă. Îl pun pe capac. Voilà! Uite ce ușor e! Oh, ok! În sfârșit pot bea niște suc! Bravo, Eli! Și desface și doze de suc! Nu cred! Trebuie să folosești capătul mânerului! Interesant, nu-i așa? Oh, mă simt ca în viitor! E foarte ușor! Ah, vreau eu sucul ăsta! Hei, știi regulile? Nu ai voie să bei suc? Ups! Pot să mănânc ăsta? Sigur că da! Deschide și borcane! Merit piureul ăsta! Ah, asta e mașinuța mea preferată! E galbenă! Oh, nu! Ești bine? Ah, mă doare burtica! Păi? Trebuie să merg la baie! Oh, nu e bine! Hai să ne grăbim! Am reușit! Așează-te aici! Nu pot! Ah, corect! Acum e mai bine? Nu, tot nu pot! Știu! Poate dacă fac asta, ți-e mai ușor! Nu știu să folosesc toaleta! Știu! Mă întorc imediat! Grăbește-te! Poate pot face asta! Fix de asta aveam nevoie! Asta o să-l ajute pe Jake! Cum se folosește chestia asta? Nu așa! Stai puțin! Fac tot ce pot! Ce amuzant arăți! Ce rea ești! Nu-i bai! Te ajută prietenul meu! Wow! Dar cum? Mai întâi trebuie să-i dau ceva de mâncare! Îi este foame! Wow! Mănâncă tot! Apoi merge la toaletă! Ah, deci așa se folosește! Mănâncă tot! Și apoi merge la baie! Grețos! Dar informativ! Acum știu cum să folosesc toaleta! Ia să vedem! Wow, eu trebuie să plec! Mersi, pa, pa! Funcționează! Vrum, vrum! Oh, nu! Un accident! Bip, bip! Ah, ce drăguț e! Hei, dă-te la o parte! Dă-mi ăsta! Trebuie să mănânci micul dejun! Ok, am ăsta! Trebuie să mănânci, scumpule! Nu, vreau să mă joc! Vrum! Am spus nu! Mănâncă tot și o să-ți iau astea! Ah, că, ce grețos! Oh, aș putea folosi ăsta! Vrum, sunt șofer de curse! Ha-ha, sunt cel mai bun șofer! Are gust bun, scumpule? Oh, nu! Ce ai făcut cu deliciosul mic dejun pe care ți l-am pregătit? Nu e bine deloc! Ah, știu! Mulțumesc! Asta o să rezolve problema! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Acum nu mai poate vărsa nimic! Wow, ce-i ăla? Vreau, vreau! Stai puțin, scumpule! O să-l umplu cu ce i-am pregătit lui Jake la micul dejun! Super! Poftim! Oh, cum arată! Mersi, mami! Cu plăcere! Gata cu mizeria! Ce mult îmi place! Ți se face foame când ești cel mai bun șofer! Trebuie să mănânc rapid! Vroom! Hehe, ce de pastă de dinți! Ce multă e! Bună, Jake! Ce băiat cu minte! Trebuie să te speli pe dinți! Oh? Vai de mine! Au! De unde au apărut toate tuburile astea? Jake, ce faci acolo? Am terminat cu asta. Jake, ai folosit toată pasta de dinți? A, bună, mami! Da, mă spăl pe dinți! Nu așa se face, scumpule! Ce dezastru! Scumpule, lasă jos pasta de dinți! De ce? Cred că trebuie să încercăm altceva! Uite ce am eu aici! Ce e ăla? Baci pasta de dinți aici! Și se lipește de perete! Fix așa! Oh, wow!
fii atent la mine! Bagi periuța de dinți înăuntru și spune deasupra fix câtă pastă de dinți trebuie și apoi te poți spăla pe dinți. Ce tare! Pot să încerc și eu? Funcționează, mami! Am reușit! Bravo! Așa, spală-te pe dinți! Ah, măreața natură! Nimic nu se compară cu ea! Durează o veșnicie! O să se întunece în curând! Wendy, haide, grăbește-te! Încetinește! Deci asta e natura, a? E plictisitoare! Pădurea asta nu e făcută pentru tocurile astea! O să-mi distrug pantofii! Nici nu pot să merg drept! Oh, mersi! Ha? E goală! Poftim? Încep să regret treaba asta! Uite, am niște pepene! L-ai cărat toată ziua? Oh, nu, n-am cuțit! Cum o să-l tăiem? Poate merge să folosesc scobitoarea asta! O să o înfig în pepene, apoi o să-l lovesc! Wow, a fost uimitor! Arată bine! Ce gust grozav are! Haide, Wendy! Trebuie să mergem mai departe! Nu mai pot! Trebuie să mă odihnesc! Nu sunt făcută să merg! Oprește-te, te rog! Nu pot să mai înaintez! Ok, fie! Ăla pare un loc bun! Of, și locul ăsta e bun? E ok aici? What? Stai jos, relaxează-te! Glumești! Hei, tu ai vrut să ne oprim? Urăsc să fiu afară! Nu, nu pot să-mi distrug hainele! Ah, știu! O să mă odihnesc sub chestia asta mare din lemn! E cam murdar! Aha, ăsta e perfect! Gata, pot să mă așez pe șervețel! Ah, mult mai bine! Mă simt atât de relaxată! Au! Țânțar idiot! Auci! Ah, e enervant! Ce e cu gălăgia asta? Fă liniște! Ok, calmează-te! E comod! Ăla e un păianjen? E un păianjen? S-a uitat la mine! Ce? Îți arăt eu ție! Eu pe asta! Termină! Hei! Natura ar trebui să fie liniștită! Păianjenul a început! Știu ce să fac! O să înfășor folia asta de plastic în jurul copacilor! Am amețit deja? Ok, acum spre copacul ăla! O să pun mai multe straturi! Trebuie să mă asigur că stă bine! O să fac un triunghi din folia de plastic! Trebuie să continui! Trebuie să fie ceva solid! Acum pot să trec plasticul pe deasupra! Gata, am terminat! Propriul meu adăpost! O să-l testez! Ce face Wendy acum? Ah, bună, Jennifer! Ești invidioasă? Știu că ești! Nu pot să cred că te-ai chinuit atât! Oh, e atât de multă lumină! Cum mai dorm acum? Am nevoie de un pic de umbră! Cortul ăla e perfect! Wendy? Ce faci? Ah, o să o las în pace! Oricum am nevoie de salteaua asta gonflabilă! O să mut cortul! E perfect! Ce s-a întâmplat cu salteaua? O să fie atât de distractiv! Nu! Oprește-te! Eu o foloseam! E a mea! Wow! Trebuie să te antrenezi mai mult! Dă-mi-o! Nu fac nimic! Gata! Glumești, nu? Ah, vorbești serios! Ok, stai puțin! Revin imediat! O să las salteaua aici! Apoi o să pun cortul deasupra! Asta ar trebui să o mulțumească! Poftim! Wow! E super tare! Acum putem să folosim amândouă salteaua! Ah, asta da viață! Stai, nu sunt iceberg-uri pe aici, corect? Evident că nu! Savurează momentul! Hei, nu fi rea! Ah, e minunată apa! Ah, știi ceva? Natura nu e așa de rea! De fapt, chiar mă simt bine! Nu pot să merg pe aici desculță! O să mă încalț cu șlapii mei! O să mă ajute! Mă bucur că i-am adus! Au! Auci! Ups! Nu merge conform planului! Jennifer! Wendy?
Ce e? Trebuie să mă ajuți! Ok, nu pot să fac niciodată nimic! Care-i problema? Picioarele mele! Mă dor! Ok, o să caut o soluție! Aș putea să te car! Ești mai grea decât pari! Nu merge! Avem nevoie de un plan B! Ah, știu! Scoate-ți șlapii! Ok! Am nevoie de ei! Privește! O să scot baretele șlapilor! Acum îmi trebuie un pistol de lipit! O să aplic un strat subțire de lipici pe marginea papucului! O să-i fac conturul! Apoi o să pun un alt șlap deasupra! O să fac mai multe straturi! Apoi o să pun bareta pe cel de deasupra! Ăștia ar trebui să-i protejeze picioarele lui Wendy! Probează-i! Wow! Sunt atât de eleganți! Abia aștept să-i port! Mă simt atât de înaltă! Și picioarele mele nu mai ating pământul! Poate că ar trebui să vând așa ceva!